După multe căutări, cercetătorii au găsit dovezi că găurile negre de tip vampir, care se hrănesc cu victimele lor stelare, așa numiți microcoasari, sunt acceleratoare cosmice de particule responsabile pentru raze cosmice de înaltă energie ce bombardează Pământul. Aceste găuri negre cu masă stelară există în sisteme binare alături de o stea supergigantică de la care extrag material. O parte din acel material stelar este apoi trimis spre polii găurii negre, acolo unde este aruncat sub formă de jeturi de mare viteză. Descoperite pentru prima dată în 1912, razele cosmice bombardează Pământul cu energie amețitoare ce ating 10 de miliarde de electronvolți. Asta înseamnă cu mult mai multă energie decât particulele accelerate cu Large Hadron Collider, cel mai mare și mai puternic accelerator de particule de pe Pământ. În trecut, supernovele și microcoasarii au fost sugerați ca fiind cele mai puternice acceleratoare de particule ale Universului. Dar dovezile pentru microcoasarii care accelerează particule la energie atât de mari au fost limitate până acum. Acum, o echipă a observat o legătură între razele cosmice și microcoasari, după ce a folosit High Energy Stereoscope System, AGSS, pentru a detecta razele gamma de înaltă energie ce provin de la jeturile celui mai puternic microcoasar din Calea Lactee, numit SS-433. Acele raze gamma sunt create atunci când jeturile de la SS-433 se lovesc de materia din jur și creează un șoc ce accelerează electronii la viteze atât de mari încât pot explica particulele observate în razele cosmice de înaltă energie. SS-433 a fost primul microcoasar descoperit de omenire. Existența sa a fost dezvăluită pentru prima dată în 1975. A fost numit SS-433 după ce a fost inclus într-un catalog de corpuri cerești din 1977, iar apoi a ajuns în atenția lumii după ce scriitorul de ficțiune Arthur C. Clarke l-a descris drept una dintre cele 7 minuni ale lumii. SS-433 este aflat în inima supernovei W50, situată la 18.000 de ani lumină depărtare de Pământ, în constelația Vulturul, fiind numită și nebuloasa Lemanten. Nebuloasa este un înveliș de praf și gaz rămase în urmă de la o supernovă între 10.000 și 100.000 de ani în urmă, eveniment în timpul căruia miezul unei stele ce exploda s-a prăbușit și a format o gaură neagră.